Salut, camarazi! Bună dimineața la toată lumea! Vă salut cu drag ca pe Qatar. Stai să mai reglez un pic camera. Sunt pe prispa casei, că am o prispă de vreo 12 metri aici. Am intrat să urez la mulți ani celor care se numesc Mihail și Gavril, care de sărbătoare. Auziți, aici la vreo 200 de metri am o mică bisericuță de sat, se aude clopotul, așa, e viața liniștită la țară, mi-am făcut și o cafeluță turcească, sper că am nimerit-o. Cu un pic de miere de la jupunul Marius, așa, sunt bine, sunt sănătos, sper că și voi sunteți bine și familiile voastre și cei care vă sunt dragi. E dimineața de vreme, cred că e vreo 7:30. Deja mi-am făcut niște cumpărături la un magazin de ăsta sătesc de lângă mine, adică mi-am luat niște macaroane, niște morcovi, s-o sun pe femeie să vedem dacă îmi dă și mie niște legume după în curte ca să pun de ciorbică mai târziu. Așa, ieri mi-am cumpărat și un cocoș, e țanțoș foc, o să vi-l arăt mai târziu. E un cocoș roșu, de dimineață m-a trezit, știi, mi-a făcut plăcere. Au zis clopotele bisericii. Știți cum spunea Petrețuțea, o babă murdară pe picioare care se închină în fața altarului e superioară unui premiu Nobel care e ateu, înțelegeți? Așa. Mi-am făcut o cafeluță, chiar dacă e sărbătoare, trebuie să-mi tai lemne ca să fac focul diseară, că mai gătesc alternativ, stați că camera asta e un pic în câș. Așa, mai gătesc alternativ, știți, seara îmi fac 3 lădițe mici de surcele, că sunt vreo 5-6 grămezi de surcele prin curte și deocamdată fac focul cu surcele ca să mai fac și loc în curte, că în primăvară, dacă vrea Dumnezeu, vreau să pun aici un mic solar, să mănânc de la mine, sunt niște site-uri de-astea cu semințe cu suflet, știi, semințele vechi românești, nu de-astea de la văcari, așa, și poate o să-mi iau și o capră, o să mă duc poate azi sau mâine să întreb un cioban dacă îmi vinde o capră și ce preț are, știi, că dacă îmi iau capră o să mulg, am văzut, mă învață prietenul meu călugărul care mulge și vacile, știi, are 2 vaci, le mulge, dar am văzut la el, nu e mare spanac, o găleată în care curge laptele și o găleată alături cu apă ca să alunece mâna pe țâța vacii sau caprei. Așa, ce să zic, sunt optimist, am dormit bine, mai e un pic de gălăgie seara pe aici, se mai strâng oamenii, mai socializează ca la o bere, dar așa e, la țară oamenii simt nevoia să vorbească, nu numai femeile și bărbații trâncănesc. Deci, astăzi mi-am zis, adică mi-am propus să mă duc, știu, 2 bisericuțe, adică o mănăstire acomana și o bisericuță mai retrasă, așa, mă duc să-mi caut un cățel mai danez, știi, să-l leg, să am aici în curte și trebuie să-l aduc și pătucul cu care e parcat mai departe, știi, trebuie să fac 15 km ca să-l aduc, dar o să iau un maidanez ca să pun lângă găini. Vulpea nu o să intre aici, că sunt mai în centrul satului, nu sunt, adică sunt în direcția, să zic așa, mai spre Comana, nu spre câmp, că în direcția cealaltă parte a satului spre câmp sunt vulpi sau vulpe, dar probabil că sunt mai multe, știi? Și vulpea se spurcă la găini, știi, ca și dihor, înțelegeți? Deci, astăzi trebuie să-mi fac rost de cățel neapărat, cel târziu mâine, dar astăzi, că e și sărbătoare și știu și la mănăstirea Comana și mai știu o bisericuță mică unde vin, e plin de maidanezi și mi-au un cățeluș de la mic ca să-l crești, să-l hrănesc și să-l latre și el și să apere găinile aici.
Așa, ce să zic, e înnorat aici, e așa, dar e plăcut, cred că sunt vreo 13-14 grade, așa, cu un tricou și cu o scurtă pe tine, nu e frig. Și oricum mai mă mișc, îmi tai trei lădițe de lemne, că seara am făcut focul la sobița aia, o nebunie, știi, o căldurică, boierie. Am dormit la indispensabil, știi? Și după aia e bine că am și plită și cuptor, știi? Trebuie să-mi cumpăr și o tăviță, dar fac una după alta, că banii sunt așa cum sunt și trebuie schibzuiți. Trebuie să-mi iau o tăviță de 28 pe 32 ca să intre în cuptor, știi? Și atunci pot să mai fac și eu niște cartofi la cuptor, așa ceva, un ostropel cu găinușe. Vedem cum o vrea Dumnezeu. V-am zis, cei dintre voi care vreți să vă mutați la țară, zona asta e o gură de rai, cum am zis eu, un paradis. Sunt și case de vânzare, sunt și terenuri, sunt și case abandonate, știi, mulți sunt plecați după aici, departe, cine știe, unii sunt pe la Ploiești, alții pe la Pitești, alții pe la cine știe pe unde, știi? Și păcat că lăsăm satul de izbeliște, că toți suntem țărani la origine și eu sunt pe jumate țăran după mama, așa? Deci lăsăm satul de izbeliște, plus că trăind în oraș, suntem mai ușor de controlat, de manipulat, plus trebuie să iau un pic de țuică, că sunt răcit. Plus că suntem mai ușor de controlat, manipulat și înghițit la noxe, la greu. Mă uitam pe Calea Victoriei, băia își beau berea și mănâncă pizza la un metru de mii și mii de mașini care le aruncă în noxele și în bere și în pizza, știi? Deci ca la nebun, dar mă rog, asta e. Oamenii nu prea vor să deștepte. Deci sunt mulțumit că aici zona e liniștită. De altfel, cam așa e la țară, liniște și pace. Am cam ce-mi trebuie, știi, poate duminică să mă duc. Am văzut un sat aici, la vreo 5 km de la mine. Probabil că ea sunt specializați pe legume, pe fructe. M-aș duce să-mi iau duminică cu bicicleta, să-mi iau un săculeț, doi de cartofi, să-mi iau legume, să-mi iau usturoi, să-mi iau ce-mi trebuie, să-mi iau câteva funii de usturoi ca să-mi ajungă o lună, două, așa, ca să nu stau tot timpul să alerg așa. Dacă gătesc, pun mâna și eu acolo în usturoi, o ceapă și bag acolo un cartof, știi? Nu mai mă duc să nici la magazinul să test, că marfa e cam proastă, normal, aici, mă rog. Dacă faci la tine în curte, e mai bună, dacă mănânci de la alții, ești la mila lui, știi, că nu știi ce mănânci, așa? Deci, v-am zis, sunt aproape mulțumit. Am acum 7 păsări, am 2 puicuțe, 2 găini, 2 rățuși teleșești care îmi plac de mor de ele. Ele nu mă că ne gâfâie așa, dar când intru înăuntru se bucură, dă din coada așa, știi? Ca la căței, știi? Și se bucură. Și un cocoș foarte falnic am, o să vi-l filmez mai târziu, cred că are vreo 5 kg cocoșul, e mare, mare, știi? Așa, le-am dat să mănânce de dimineață, că am cumpărat, că sunt gospodar acum, mi-am cumpărat un sac de... Am aici un sătean care e prieten cu proprietara și mai mă ajută, nu știu ce. Și i-am lăsat bani și mi-a cumpărat un sac de porumb, știi, ăla cred că mi-ajunge 2 luni să dau la păsări. Cred că are vreo 40 de kg de boabe de porumb, cam 75 de lei, cred că e decent, știi. Cât ar fi 75 și da, cam mai puțin de 10 kg, da, cam vreo, merge, prețul merge, știi, așa de decent, știi, și mă gândesc că pe timp pot să dau la păsări să le satur, știi? Deci, camarazi, mai târziu vreau să vă fac niște păreri și reflexii. Adică, în primul rând, acum trebuie să-mi tai crăcuțe și lemne ca să am la foc diseară.
După aia am drum lung, mă duc să caut un maidanez, să-l aduc aici, după aia trebuie, poate mă duc să-l iau și pe Tucu Lucu și vedem ce mai, că mai îmi trebuie una alta, dar le fac părâncă, banii sunt puțini și trebuie schibzuiți. Hai că vă doresc la mulți ani la cei care vă numiți Mihai, Mihail și Gavrilă. Vă urez să aveți grijă de voi, să aveți succes, să fiți mulțumiți, poate chiar fericiți. Aveți grijă de ai voștri, stați cu urechile ciulite, nu credeți ce vine de la guvern. Mai târziu o să vă fac un clip cu păreri și reflexii. Sper că o să vă placă. Ne auzim, că rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!